Deși în urmă cu ceva timp Comisia Europeană a propus renunțarea la ora de iarnă, până în acest moment în România nu s-a luat o decizie în acest sens. Astfel că în luna octombrie se va trece la ora de iarnă, iar noaptea va fi mai lungă. Mai exact, în acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 4 devenind ora 3. Ora de iarnă 2021 va funcționa diferit față de cea din 2020, când ora 4 devenea ora 3 în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Medicii susțin că schimbarea orei ne poate afecta serios organismul, copiii și vârstnicii resimt cel mai puternic această schimbare. Adaptarea completă a organismului la noul program se va întâmpla în aproximativ 2 săptămâni, așa că nu pune presiune pe tine și ai răbdare. Dacă te vei supra-solicita, este posibil să ai diverse probleme de sănătate. Pentru a trece mai ușor la nou rin, este bine să reduci consumul de stimulente, cum sunt cafeaua, ceaiul negru și orice fel de energizante.